Am revenit în direct cu dumneavoastră, stimați telespectatori. În fața mea aici am un buchet foarte frumos de flori pe care Maria Tripon le-a primit la Teatrul de Nord din Satu Mare, unde ea a jucat într-o piesă de teatru și va mai juca împreună cu cei doi instrumentiști cu care a venit deja în studio, Vasile Solomon la ceteră și Ioan Rus la zongură. Vă spuneam de această piesă de teatru Voițe, care se joacă pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare. Este ceva deosebit. De la Maria Tripon o să aflăm mai multe și de la cei doi instrumentiști. Așadar, alături de Cristian Enache, băiatul lui Maria Tripon, iată, avem acești artiști în studioul nostru care deopotrivă cântă, dar și joacă într-o scenă de teatru. Ei sunt colaboratori, de fapt, ai Teatrului de Nord din Satu Mare. Pentru început vom asculta două strigături originale în stilul lui Maria Tripon, acompaniată de cei doi instrumentiști, Vasile Solomon la cetere și Ioan Rus la zongură, așa cum am spus, iar după aceea vom afla și noi ce e cu piesa asta de teatru Voițec Transilvania. Cu tine m-am învățat, mă!
pe culan frumoasă, la 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 la. Maria Tripon, mereu veselă, dinamică, în jurul ei răspândește bucurie, fericire și bunăvoire și dragoste pentru toți telespectatorii care ne urmăresc. De asemenea, o stare de liniște și de bucurie ne transmit și instrumentiștii cu care a venit Maria în studio, Vasile Solomon la cetere și Ioan Rus la zongură. Bine ai venit de pe scena Teatrului de Nord. Băi, dar ce faci? Treci la secția teatru? Nu mai bună plăsă, seara, nu mai, bună, nu bună seara, mitică. Nu te mai pun de strigături, numai așa, bună când seara. Te invit eu la emisiune. Am așa s-a nimerit. Bună seara, mitică, bună seara, stimați telespectatori. Așa s-a nimerit de data asta, ia că anul 2014 a început pentru mine și pentru cei doi instrumentiști, prietenii mei și colaboratorii noștri, un proiect nou, acela de a colabora cu trupa Teatrului de Nord din Satu Mare, secția română, și e un proiect îndrăzneț, propus de dânsii și acceptat de noi cu mare plăcere și așteptat cu mult interes, atât de noi, până când am văzut regia spectacolului, cât și de spectatorii care or să înceapă încet, încet să se obișnuiască și în această postură cu noi. Să vedem ce spune Ioan Rus, care cântă de obicei la zongură. Cum a fost pe scenă? Bună seara! Bine, bine a fost. Foarte bine. Te-ai descurcat, da, excelent, foarte, nu? Foarte bine, da. N-ai avut emoții? Nu, nimic. Sau cum mă zice mărăra? Ionică? Ionică Rus, da. Da. Dar care e rolul tău pe care îl interpretezi acolo? Cânti la zongură atât, mai știi ceva? Clar. Nu spui nimic. De la zongură, da, da. Deci, intervenția ta... Ceea ce face de o viață, da? De fapt, da. Da. Se calează pe zongură, nu vorbești, dar vorbește zongura. Da. Da. Să vedem ce ne spune și Vasilica Silimon, Solomon. Solomon. Dobu, așa e poreclă. Dobu, la ce trebuie. Da, Dobu. Bună seara, în primul rând, și sunt foarte fericit că m-am afluntat această seară aici, alături de dumneavoastră și alături de profesoara noastră, doamna Maria Tripon. Și sunt foarte fericit că deja suntem într-o piesă de teatru care nu ne așteptam, dar oricum e foarte frumos, e plăcut pentru noi, super, foarte, da, bine. Și cine știe, poate în viitor veți juca și într-un film, nu, Maria? S-ar putea, pentru că regizorul care a adus această piesă la Satu Mare, Marcel Țop, se gândește pe viitor și la un film, nu știu dacă chiar cu piesa Voicec Transilvania, poate altceva, dar deocamdată i-a plăcut cum ne-am comportat, cum am răspuns chemării și asta e cel mai important. Maria, Vasile, Ionică, nu-l saluta și pe Cristi Enache? Noi ne salutăm, noi permanent, când ne vedem. Îl sărbătorim în seara asta, pentru că pe data de 4 februarie împlinește și el o vârstă, am zis că 20 de ani, dar a zis că o să ne spună mai încolo. Nu contează că oricum, nu? E o vârstă frumoasă, e o vârstă frumoasă. Schimbă prefixul. Da, schimbăm deja prefixul. Mă l-a schimbat de la 19 la 20. Voi sunteți pus pe șotii până când am venit, păi de la teatru. Prima parte a emisiunii ne-am înțeles foarte bine, am vorbit
și despre dragoste de muiere am vorbit, că cu muierile să nu te pui. Da, dar asta a fost numai... Nu, era început de noi, dar n-am apucat să terminăm, știi? După aia vorbeam de faptul că bărbații se simt foarte bine în preajma unei sticle, știi? Câteodată. Mai ales când îi zice Lucica. Cristi îi zice Lucica sau, nu știu, cu Mona sau a zis cu Mona, mă rog. Da. Cristi ne dădea sfaturi aici să nu bem peste măsură noi bărbații, că după aia exact. Se duce mintea de la noi, povestim singur. Au, de urmă am vorbit și despre gastronomie, bucătăria chinezească, da, exact. Japoneză, coreană, am înțeles că tu când te duci la Cluj, la Cristi, gătești și chinezește, nu numai ucenește. Tu zici, lasă-mă, bă, Cristi, când îți facă niște boci acolo, nu, cu niște ciuperci și urezi tot chinezesc, nu? Uai, de capul meu! Luăm un telefon, bună seara, vă ascultăm. Alo? Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă, de unde bună ne sunați? Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Nu știu dacă suntem în direct. Sunteți? Ziceți sunteți numai? Sunteți în direct cu noi. Ascult. Îmi pare foarte bine, cu mare greu am reușit să vă prind. Sunt un fidel ascultător de dumneavoastră, născut și crescut în zona orașului. Bravo. Și aș dori să fac niște comentarii neutre în privința cântilor oșenești, melodiilor oșenești. Danțurilor, ai vrut să zici? Danțurilor, strigăturilor. Danțurilor, pentru că mă gândesc la tot ce se petrece în spațiul mioritic oșenesc. Exact. Mai intervin și eu, nu? L-ați avut pe feciorul dumneavoastră. Da. Pe Cristi. Așa e. Cristi Enache, așa e cunoscut el în Cluj. Sunt născut în Oaș, cunosc țara Oașului, dar aș dori să nu facem greșelile astea mari, să călcăm Oașul în... Să facem ceea ce nu ne aparține Oașului. De cine vreți să zici, amul? De pruncul meu, de Cristi? De pruncul tău, de Cristi. Așa, dar de cine? Altcineva. Așa, pentru că nu n-are rost ca să... Noi suntem cu totul cu altă principiu. Nu merem pe bănățene, pe... Nu știu ce, noi trebuie să ne păstrăm obiceiurile noastre, nu să le ridicăm pe alu vecinii noștri sau pe nu știu cui. Da, dar Cristi e crujan deja de 6 ani. Eu am L-au furat crujan. Eu da. Când... Apoi, când e la Cluj acolo, bă, dar noi nu ne facem noi de rușine. Da, noi ne facem... Da, când băgați formație din Banat și le dați 1000 de euro la nunți, e bine, e fain? Atunci nu vă faceți de rușine. Draga mea. No, draga mea. Asta am zis ce am avut de zis. Trebuie să cântăm și muzică oșenească și muzică. Dacă ar fi de să trăiască, și de tătie, nu. Dacă ar fi să trăiască artistul după muzica oșenească, e vai și amar de pielea lui. Păi numai atât, că ne mai orientăm să avem și noi alți servici. Și eu n-am spus că virgulă când muzică oșenească. Eu am spus că virgulă când muzica ardelenească, pentru că asta am studiat conservatorul. Și joc și tropotesc oșenește, de câte ori mă duc și la anunț, și de câte ori mă îmbrac în costum moșenesc. De acum nu sunt în costum moșenesc. Cristi, s-a întrerupt din cauza zăpezii, știi? Da. Deci, nu, dar trebuie să înțeleagă oamenii că nu, trebuie să înțeleagă faptul, iartă-mă că intervin, tu, Cristian Enache, ești un artist, iar un artist trebuie să aibă un repertoriu cât mai bogat, adecvat cererilor venite din partea petrecăreților. Exact. Nu știu dacă în țara Oașului, și cu asta închei, dacă în țara Oașului există nunți unde doresc numai muzică oșenească și din ce în ce mai rare, nu? Și din păcate nu eu prea doresc. Eu am fost și la Negrez, la nunt, am fost și la Vacca și peste tot. Deja tinerii, ca să mă exprim în terminologia oșenilor, așa. Tinerii vor muzică
Muzică etno, muzică de petrecere. Moșenească muzică etno de petrecere și așa mai departe. Mai puțin, nu știu. Dânsul vrea să spună că n-ar trebui să ne îndepărtăm de la tradiție. Nu ne îndepărtăm, aici zic, țipuresc. Cât o-i trăi, asta o-i fac. Țipurești, da, țipurești și îmi place cum țipurești, bă, să nu se supere. Și țipurim și cântăm. Cristi, te rog să poftești în platou, să ne interpretezi două din compozițiile tale. Deci avem două genuri de muzică aici. Normal. Țipuriturile lui Maria Tripon și compozițiile lui Cristian Enache. Eu cred că deja Cristi se poate bucura de succes, telespectatorii, de succes, de telespectatorii care ne receptează și în Cluj. Și Cristi cântă într-un restaurant în Cluj, nu știu dacă... Și care îl apreciază, spunea înainte de a venit în prima parte a emisiunii și reamintesc celor care probabil nu s-au uitat în prima parte a emisiunii la Nord-Vest TV, despre faptul că, iată, în Cluj, Cristi este deosebit de apreciat. Motiv așa pentru care a și rămas acolo după ce a absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima. De 6 ani, Cristi este în Cluj. Dar să-l ascultăm cu următoarele două compoziții muzicale și tema emisiunii noastre de astăzi este muzica și voie bună, nu? De variat, este muzică și voie bună. L-am zis muzică oșenească, exact. Muzică bănățeană, muzică ardelenească. Muzică și voie bună. Să-l ascultăm pe Cristi al nostru, care a fost răpit de clujeni, ca să nu spun că a fost furat. Sau i-a fost furată vocea, așa, pentru că place. Cristian Enache. Mama mea-i fericită, lai-lai, îi ca floarea înflorită, lai-lai-lai-lai-lai, că Dumnezeu i-a dat feciorii, lai-lai, să-i fie de ajutor, lai-lai-lai-lai-lai. Părinți dragi să ne trăiți, mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi câte zile vom trăi. Părinți dragi să ne trăiți, mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi câte zile vom trăi. Tata-i fericit, lai-lai, că visul i s-a împlinit, lai-lai-lai-lai-lai, și-o dorit mai mulți feciori, lai-lai, să aibă moștenitori, lai-lai-lai-lai-lai. Părinți dragi să ne trăiți, mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi câte zile vom trăi. Părinți dragi să ne trăiți, mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi câte zile vom trăi. Facem doar lucruri bune, lai, 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 să le mulțumim acum, lai, lai, orice-am face-i prea puțin, lai, 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 lai. Părinți dragi să ne trăiți,
mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi cât de zile vom trăi. Părinți dragi să ne trăiți, mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi cât de zile vom trăi. Părinților dragi să știți, lai lai, liniștiți puteți să fiți, lai 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 lai. Ori în ce loc ne-om afla, lai lai, de voi părinți n-om uita, lai 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 lai. Părinți dragi să ne trăiți, mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi cât de zile vom trăi. Părinți dragi să ne trăiți, mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi cât de zile vom trăi. Lai, 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 lai. Ține-o, Doamne, sănătoasă, lai, 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 lai. Și mi-o ține tare bine, lai, 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 lai. Că mă iubește pe mine, lai, 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 lai. Că-i mândră și tinere, lai, 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 lai. Îi cu minte și frumoasă, lai, 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 lai. Și are grijă de casă, lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Că-i stă bine lângă mine, lai, 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 lai. Pă mândruță mi-o iubesc, lai, 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 lai. Vreau să trăiesc, lai, 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 lai. Să avem doi copii frumoși, lai, 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 lai. Cu care să fim făloși, lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Că o viață te-o iubi, lai, 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 lai. Și-ncă o viață te-aș avea, lai, 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 lai. Tot pe tine te-aș lua, lai, 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 lai. Și de azi până voi muri, lai, 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 lai. Tot pe tine te-o iubi, lai, 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 lai.
La mulți ani, Cristian Henache, cele patru, de fapt șase cântece pe care tu deja le-ai interpretat, cred că au mers la sufletul telespectatorilor care te-au ascultat și care îți înțeleg versurile, dar percep eu... în același timp și muzica pe care tu ai compus-o. Da. A fost deosebit de emoționant acel moment în care mama ta, Maria Tripon, a fost în platou alături de tine. Iată, mamă și fiu, două genuri muzicale diferite, dar în același timp iubirea este comună și mama, Maria Tripon, cred că a fost cea care te-a încurajat cel mai mult atunci când te-a înscris la școala populară de altă în clasa întâia. Nu știe Maria că noi în prima parte am vorbit despre tine. No, te rog, Cristi. Eu zic că în aceeași măsură au avut ambii părinți, au avut un aport important în cariera mea de la începuturile ei, așa, și tata, Dumnezeu să-l odihnească de acolo de unde Dumnezeu e. Dumnezeu să-l odihnească. Mă, te iartă-mă, parcă te văd cu Maria de mânuță la școală acolo, poate da, tata eu nu mai țin minte, da. Când s-o împărțit norocul fost, am eu dus la lucru. No. Și la tăzi le-o dat cu carul, nu mai vine cu parul. La clubul copiilor, da. Cristi, începând din clasa 1, a activat acolo până la terminarea liceului, a studiat vioara, a studiat chitară, a studiat clapa și în final s-a ales cu partea solistică, deoarece asta îi place lui să facă, să iasă în față și să simtă că el are povara pe umerii lui, că întotdeauna țineți solistul minte. Este cel avem care... Avem un telefon, trebuie să intervin, sigur, n-am ce să fac. Treniți. Da, bună alo? Seara, bună seara. Bună seara. Cum vă numiți? De unde ne sunați? Alo, de la Turt. E multă zăpadă acolo, ninge? Da, ninge, puțin, așa. Dar drumurile scurate, nu? Ești bune, da, ești bune. Vă ascultăm. Cu cine alo? Stăm de vorbă? Cu cine stăm de vorbă? Cu Viorica, de la Turt. A, bună seara, salutăm doamna tot, Viorica. Salutăm tot Turtul. E sora lui Petre, lui soclu, lui Sani, lui Cristian. Luați-o încet. Așa. Da. Am înțeles, bună seara. Salut. La mulți ani, bună în nou seara. An. La mulți ani, vă dea Dumnezeu numai bine și numai de bine să vă auzim, dragă. Să dea-i bună Dumnezeu la tătă. Salutăm tot Turțul și de-abia așteptăm să revenim, că noi acolo mai fost, am avut nunț, am avut pe Dumnezeu vece. Numai bine, să înțelegere și numai de auzim, numai de bine să auzim. De bucurii de toate cele. Să dea Dumnezeu. Auzi, pe joi am un băiat de Grigore. No. Pe joi. De Grigore am un băiat și vreau să fac o dedicație pentru el, anume, și toată familia noastră. Să trăiască la mulți ani, Grigore, Ioan și Măsui. Să dea Dumnezeu Maria lui Tripon. Iară sărbătorim, bătălul. Iară sărbătorim. Să dea bună Dumnezeu, multă sănătate la Cocon și vouă. Și Cristian un băiat de favoare. Nu există să ceva ca el. Mulțumim pentru apreciere. Nu știu cu nepoată mea, auzi. Da. Nu știu cu nepoată mea ce, da, Cristian este prima tavă. Bată-l norocul, să trăiască la mulți ani. Lasă eu îl favorizez. Pe nepoată mea nu știu cu tația lui. Să-i hetruncite sănătate. Dar el îl favorizează. Noi, bai, să-i hetruncite sănătate. Toți să fii sănătoși. Nu contează cine, ce, cum, când, oriunde ne-am aflat. Dar știi pe unde e geamul? Știi el pe unde e? Știu că mai ține legătura așa. Știi? Da, cu? Doamne, să fim sănătoși, să fim mai sănătoși, să merem înainte și nu are important. Sigur. Sănătate multă. Sănătate multă. Tata, seara asta să fie pentru tot sărbătoriții. Cristian, și vreau să fac nuntă peste 2 ani, auzi? Gina. Suntem aici. Cristian. Da, suntem. Să gresc el. Grei. Aici. Da, spuneți. Auzi, vreau să fac nuntă peste 2 ani, să te chem la nuntă la noi. Venim cu cel mai mare drag, numai să fim liberi atunci. La fata mea, te chem pe tine personal, te chem. Să dea Dumnezeu la să fii să fii sănătoși. Nu, ca tine să soc cu totul să te vezi. Bine. Să fim sănătoși până peste 2 ani, că mai avem încă o grămadă de timp. Vedeți că nu știm ce se întâmplă nici ziua de mâine. Și așa că stăm și ne gândim să fim sănătoși apoi. Da. No. Noapte bună și la mulți ani sărbătoriți. Ciao, doamna Viorica. Ciao, Cristi.
Ceau! Dacă tot veni vorba de sărbătoriții zilei de joi, pentru că joi sărbătorim pe cei trei sfinți, Vasile, Grigore și eu, noi avem doi sfinți aici, ia. Unul Vasile Solomon, unul Ion Rus, Ion, la mulți ani. Ion și Grigore, nu, stai, Grigore stai, stai să-ți spun, ai răbdare. Grigore, avem și Grigore. Avem și Grigore, pe Grigore al lui prietena noastră, Florentina Hotca, tata Herminei. Îi spunem la mulți ani și lui, dar și Florentinei la mulți ani, de la care am primit acest buchet superb de flori la teatru, ne-am întâlnit. Chiar am vrut să te întreb, am crezut că de la cine l-ai primit? De la Florentina Hotca. A, da. De la Florentina. De la Hermina, de fapt. De a, la Hermina, de la Hermina, da. Credeam că de la Florentina. La mulți ani. Și mai avem primarul din Târșos, Grigore, da. Pop, căruia îi transmitem salutări, sănătate, mai avem familie un admirator, și mult succes. Un admirator, da. Grigore Paul din Cămărzana, care a făcut el parte de mai de mult din ansamblul nostru, la mulți ani și lui. Și pentru că am mai mulți Ion, dăm voie să mă și să trec cu codă ochiului omții și pe hârtie, să nu uit pe oricare. Da. Aș vrea să doresc un sincer la mulți ani la niște oameni deosebiți. Când spun deosebiți, eu știu ce vorbesc. Sunt oșeni de-aia noștri, la ora actuală sunt oameni de afaceri, dar sunt cei care încă mai țin la noi, la cei care slujim pe tărâmul folclorului și atunci când au posibilitatea ne mai sprijină. Maria, de aceea, ia o pauză publicitară. Că lasă-mă, nu zice de pauză ce? Hai să luăm un telefon. Că n-am apucat ca să-mi zic și oamenii și uit. Înainte de a merge în platou, o să te rog să spui și numele oamenilor. Fie, că bine, dar să luăm un telefon să vedem de unde ne mai sună cineva. Telespectatorul. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit. Să știți că aveam răbdare până doamna Tipon. Din respect față de dumneavoastră, că poate e fric de unde vorbiți. Sau bună sunteți seara. Înăuntru, în casă. De unde ne sunați? Din casă, din casă. Din casă, înseamnă că e bine. Departe, de departe. De unde? Din Italia? De unde? Nu, din România. Oricum. Bună seara! Undeva bună în România vă aflați, nu? Într-o casă. Aș vrea să o felicit pe doamna Tipon, pe Cristi, să-i doresc multă sănătate, cu tine în lume. Mulțumim la fel. Și lui Ionuț, da? Să-i doresc multă sănătate, cu ocazia de 3 timp. Da. Mulțumesc că ne-ai adus aminte că avem și un Ionuț în casă, pe care trebuie să-l sărbătorim. Și Ionuț, aha, da, pe părintele Roman din Vama, așa este, da, parcă da, da. Spurcane, la mulți ani, nu știu, s-aude tare rău telefonul. Și pentru fica lui care se sărbătorește ziua de naștere, pentru sora mai ta, pentru fratele meu, Agri, pentru nepoții mei, Armin și Asmina, multă sănătate. A, e Nicu, el, e Nicu Pop, dar eu știu că nu e acasă. Nicu Pop! Și ne sună de undeva, așa e Nicu? Nicule, vezi că nu prea e semnal, bă, în zona aia, du-te în partea aia la alta casă, unde e mai frică. Vă sunt din Timișoara. Păi acum te auzim bine, Nicule. Așa, așa, Nicu. Mulțumim, Nicu, din suflet. Și într-adevăr, la mulți ani, părintelui de la voi din Vama, părintelui Roman, și mai avem un prieten acolo comun, pe domnul Liviu Pop, așa e, care sărbătorește în curând ziua de naștere. Îi dorim un sincer la mulți ani. E vărsător ca și Cristi. Și tuturor acelora care se sărbătoresc atât onomastic cât și zi de naștere. Așa este. Vă doresc o seară frumoasă și să ne vedem cu bine. Mulțumim, Nicu, mulțumim din, da, din mulțumim, suflet. Mulțumim, Nicu, să te întorci bine de la Timișoara. Te rog să faci dedicații înainte de a te invita în platou. Te rog. Aș vrea să salut câțiva oșeni deosebiți, oameni de afaceri, pe domnul Ioan Crăciun, care este din Racșa și este unul din patronii de la Unio, de aici, din Satul Mare, pe tatălui Nonu de la Racșa, și am și pregătit un dans special pentru tatălui, dacă ne intră pe final de emisiune, sperăm noi. Apoi aș vrea să salut pe poetul Ioan Nistor, pe Ioan Nistor, celălalt om de afaceri, că amândoi sunt din Prilog, pe Vasile Mic, care este oșan de-al nostru și el, și el m-a sprijinit la vremea potrivită, apoi pe domnul Vasile But, pentru că știu că ne iubește pe noi, pe oșan, și el este de-al nostru, fratele meu, care este tot Vasile, unul din cei 7 frați este unul Vasile, am doi nepoței din partea fraților, Rafaelo, din partea fratelui meu Dinu, care pe 30 aniversează frumoasă vârstă, 15 ani mi se pare, clasa a 9-a, da? Și nepoțica Alessandra din Italia, fetița surorii mele Dina. Noi suntem o familie mare și să nu uităm că am și eu doi Ioni în casă. Unul Ionuț am eu, saxofonistul, care nu a putut fi prezent în seara asta, și tata, bineînțeles, că doar oșanii majoritatea Ion și Mării.
Aș vrea să o salut și pe Florentina, prietena mea, împreună cu familia, cu Grigore, că Grigore va fi sărbătorit Florentina și aniversat ziua de naștere mai la începutul lunii. Hermina urmează să-și aniverseze la mulți ani întregii familii, la Rodica Rus, care tocmai și-a sărbătorit ziua de naștere, mama Biancăi. Știi, aș vrea să o salut și pe prietena mea, Marina, care este la București, dar toată familia ei, frați, surori, sunt la Negreștioaș și fetița lor, Tucia, și aniversează ziua de naștere. Și să le spun încă o dată tuturor acelora care se sărbătoresc un sincer și un călduros la mulți ani, un an foarte bun, 2014, din toate punctele de vedere, și multă bunătate în jurul nostru. Te invit, Maria. Și primărița Tatou. Mea, am uitat de doamna primara mea, care tocmai și-o sărbătorit ziua de naștere la mulți ani. Pe 14 ianuarie și unul din sânzienele mele a aniversat, majoratul, Adrian Rădulescu, exact pe 16, așa, aniversat 18 ani, puștiul ăla mic, care îl știi tu și-o crescut mare și mai vine și acum la dansuri. La mulți ani tuturor. Te invit în platou, Maria. Cred că n-ai uitat pe nimeni. Cu mare drag și de-am uitat, mai mi-amintesc. Stai liniștit. Da. Da, bună seara, ascultăm, nu te invit, până te pregătești tu, mai luăm cu Cristi un telefon. Cristi, avem liber să vorbim și noi. Da, bună seara, vă ascultăm. Vorbim, că ați văzut că după ce a venit mama, eu nu mai pot să mai vorbesc, nu? Mi-am dat seama, eu în partea a doua emisiune m-am uitat la tine așa cu compasiune, adică mă gândeam la tine, zic, gata, s-a terminat. Așa m-am și eu, gândi mama lângă mine. Erai foarte entuziasmat de faptul că poți să te exprimi și tu în voie. Să știți că oricum sunt foarte fericit, că mama întotdeauna e dreptatea. Da, bună seara, vă ascultăm. Spuneți, vorbiți. Da. Așteptăm încă puțin, probabil că telespectatorul sau telespectatoarea noastră va reveni din nou. Dacă regia este pregătită, o să ascultăm următoarele două dansuri pregătite de Maria Tripon și instrumentiștii ei, Vasile Solomon la cetără și Ioan Rus la zongoră. Aceste două dansuri, de fapt și cele pe care deja le-ați ascultat, fac parte de pe un CD, ultimul CD, de fapt, semnat de Maria Tripon și cei doi instrumentiști, Vasile Solomon și Ioan Rus, intitulat O șancă-s și-mi zic Mărie. Să ascultăm dansurile care o caracterizează pe Maria Tripon și care se confundă cu sufletul și cu trăirile oșenilor. Oh,
stimați telespectatori, dragi oșeni, atâta vreme cât există Maria Tripon și instrumentiștii Vasile Solomon la cetere, Ioan Rus la zungură, atâta timp cât există ansamblul, ansamblurile Sânzăienele și Oașa al Casei de Cultură, da? Și oameni Oașa, care să ne sprijine, dansurile ușelești nu vor muri niciodată, pentru că există deja tineri care nu scapă de exigența lui Maria Tripon, a profesoarei Maria Tripon, pentru că tu ești acolo profesoară pentru acei tineri, pentru acele prunce, nu? Pruncă și prunci, da. Prunci, pentru că tu reușești să le transmiți, și nu numai tu, și alți colegi de-ai tăi, alți artiști din țara Oașului, să le predea ștafeta. Așa că telespectatorul nostru care ne-a sunat la începutul părții a doua emisiunii trebuie să stea liniștit, pentru că acest tezaur este pe mâini bune și profesoara Maria Tripon împreună cu alți artiști din țara Oașului vor avea grijă de dansurile oșenești. Luăm un telefon. Cristi, Maria, Vasile, eu sunteți de acord, nu? O să-i dăm voie și lui Cristi, Maria, să ne spună câteva Sigur cuvinte. Sigur că da, cum să nu, doar rodinii de la Cluj. În final la... Eu v-am spus de când a intrat mama în studio, partea doua. În final la duelului muzical dintre mamă și Cristi, vom asculta două compoziții, stimați telespectatori, dragi tineri, care o să ne meargă direct la inimă. Una la inimă și una la chef și voie bună. Una la chef și voie bună. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vreau să salut și eu pe doamna Maria. Bună seara. Din Prilogosul. Îi zic la mulți ani și dumneavoastră și familiei din Sășii Cederașului respectiv. Mă bucur că ați adus din nou în casele oșenilor o oșancă adevărată și îi doresc și de acum înainte, deci emisiuni plăcute și oriundeva reprezenta țara Oașului, că pe mine asta mă interesează cel mai mult, să o facă cu capul sus și cu cinste, cum a făcut și până acum. Vă mulțumesc, o seară plăcută. Mulțumesc din suflet, George Berendi. No, o închis. Ghiși ciupercă cei. Da, după voce mi se pare că George Berendi din Prilog, așa este, și Prilogul a dat oameni de valoare. Uite, mi-l amintesc și păstrez un moment de reculegere în memoria profesorului Ion Chiorian Oaș, care a dat clasă multor cetărași din zonă. Păcat că a plecat dintre noi și încă mai avea multe de spus. Dumnezeu să-l odihnească acolo unde e acum printre îngeri și le cânte la ceilalți cu cetera, și la Veronica, precis, la prietena noastră care ia pe 2 ani, sunt 3 ani de când ne-o părăsi și ea. Știi ce mi-a zis Cristi în timp ce tu cântai? Nu știu. De când a venit mama, aproape că nu mai pot să spun nimic. Hai să dăm și noi ocazia să ne spune câteva cuvinte. Te rog, Cristi. Știu că am promis telespectatorilor înainte de pauză că am venit cu încă două compoziții noi, nouțe, care bineînțeles le pot asculta și pe compilația de chef și inimă albastră a celor de la... Te rog să iei, Cristi, probabil că la valiera nu mai merge, adică bateria, te-a lăsat bateria deocamdată, știi, dar uite, am venit... Să nu mă lase de tot, asta e important. Ar fi culmea la vârsta asta... Nu, ziceam, dacă nu cumva s-a înțeles până acum, ziceam că am promis telespectatorilor înainte de pauză că am mai venit cu încă două compoziții noi, nouțe, de această dată nu populară. Vroiam să știe telespectatorii că noi cântăm orice la evenimente și de această dată, de ce am preferat să înregistrez aceste două melodii? De inimă și... De inimă albastră, nu? Și de voie bună. De voie bună și inima, de chef și inima albastră, tocmai pentru că majoritatea tinerilor cărora le cânt au zis: Cristi, noi apreciem muzica populară, ne place, dar fă-ne și nouă altceva, ok? Și uite, am zis că cel mai bine și cel mai potrivit moment e să vorbesc cu Cristi Chiorean de aici, de la Satul Mare, iar la studioul lui și pe compilația de chef și inima albastră, așa cum v-am și spus, au apărut două melodii de muzică, una pe care se numește Lângă Tine, e o melodie de dragoste, iar cealaltă
noaptea asta facem show pentru că de fiecare dată când merge la petreceri, la evenimente, așa ne place să facem show cu băieții și cu toată lumea prezentă. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați venit, ai venit special de la Cluj, îți doresc încă o dată la mulți ani în numele meu, a colegilor mei. Vă mulțumesc din suflet. Sunteți primii care îmi spuneți la mulți ani totuși. La mulți ani, Cristi. Mai e un pic până în 4, până în data de 4, dar oricum vă mulțumesc anticipat și... Da, păi noi îi spunem în avantpremieră, la mulți ani, Cristi, să ne trăiești și știi ce vreau data viitoare când vii studio? No. Să interpretezi și tu un dans. Ca să vadă lumea că să vadă, să vedem dacă mă lăsați înainte să beau ceva. Pentru dansul strava de băut. Mai vreau să spun telespectatorilor pe scurt, așa te rog, Cristi, îmi cer scuze. Cine vor să ne găsească și cine vor să discute cu noi și pe Facebook se poate să-l caute pe Cristian Enache și acolo discutăm și vorbim. Iar cine ne calcă pragul Clujului, vă așteptăm în restaurantul nostru unde cântăm în fiecare seară de marți și vineri, unde vin foarte mulți sătmăreni și oșeni de ai noștri, foarte mulți veniți la studii la Cluj și vin în restaurantul nostru. La Valahia. La Valahia. Da. No. Te invit în platou să încheie această emisiune cu cele două cântece. Te rog, Maria, vreau să mi-au rămas bun și de la Vasile Solomon și de la Ion Ruz. Le vă doresc și la nevoastră la mulți ani, mult succes alături de Maria în piesele de teatru pe care le jucați. 30 de secunde îți dau voie. Da, am vrut să urez Nord-Vestului la mulți ani. Știu că s-au sărbătorit deodată cu Teatrul de Nord, pentru că și teatrul a aniversat 45 de ani, secția română de la înființare. Nord-Vestul am înțeles că 6 ani. La mulți ani tuturor echipelor, că sunteți mai multe aici, mai multe echipe. Filmare, am fost da? La mai multe emisiuni, dar în special lui Răzvan Govor, cel care face să meargă treaba bună și bine aici. Și Ana Holdiș-Pop, da. Ana Holdiș-Pop și colegii, da. Pe 30, Ana Holdiș-Pop aniversează o frumoasă vârstă, e colega noastră de cântec, dăm voie să-i urez la mulți ani și Ditei Ghilea cu familia, pentru că a fost la teatru și este o prietenă deosebită. Da. Îți mulțumim. Mulțumim, Maria, mulțumim, Vasile, mulțumim, Ioan, mulțumim, Cristi. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, nu înainte de a ura tuturor celor care vor sărbători Vasile, Ioan și Grigore. Multă sănătate, bucurie, la mulți ani. Să-l ascultăm în încheiere pe Cristi Enache. Vă dorim o seară minunată, o seară plăcută. Rămâneți cu Nord-Vest TV. Lângă tine, lângă tine, lângă tine am ce-mi doresc. Doar cu tine, doar cu tine, viața vreau să-mi o trăiesc. Eu sunt pentru tine, tu ești pentru mine, amândoi vom fi și mereu ne vom iubi. Eu sunt pentru tine, tu ești pentru mine, amândoi vom fi și mereu ne vom iubi. Lângă tine, lângă tine, mi-am găsit fericirea. Doar cu tine, doar cu tine, am învățat ce-i dragostea. Lângă tine, lângă tine, lângă tine am ce-mi doresc. Doar cu tine, doar cu tine, viața vreau să-mi o trăiesc. Dintre ele suntem tu și eu și vom străluci mereu. Pe cerul cu stele, două dintre ele suntem tu și eu și vom străluci mereu. Lângă tine, lângă tine, mi-am găsit fericirea. Doar cu tine, doar cu tine, am învățat ce-i dragostea. Lângă tine, lângă tine,
Lângă tine am ce-mi doresc, doar cu tine, doar cu tine, viața vreau să-mi o trăiesc. Mi-am găsit fericirea, doar cu tine, doar cu tine, am învățat ce-i dragostea. Lângă tine, lângă tine, lângă tine am ce-mi doresc, doar cu tine, doar cu tine, viața vreau să-mi o trăiesc. Lângă tine, lângă tine, mi-am găsit fericirea, doar cu tine, doar cu tine, am învățat ce-i dragostea. Lângă tine, lângă tine, lângă tine am ce-mi doresc, doar cu tine, doar cu tine, viața vreau să-mi o trăiesc. Noaptea asta facem show și stăm până mâine dimineață. Hai cu toții să dansăm, să nu uităm că avem numai o viață. Toată gașca mea, sunt ceapă distracția, vreau să stau să beau toată noaptea. Vreau să beau cu frații mei, astăzi mă întâlnesc cu ei, mi-era dor să mă petrec cu ei. Sunt cu toată gașca mea, sunt ceapă distracția, vreau să stau să beau toată noaptea. Noaptea asta facem show cu prietenii din nou și stăm până mâine dimineață. Hai cu toții să dansăm, ne place să ne distrăm, să nu uităm că avem numai o viață. Noaptea asta facem show cu prietenii din nou și stăm până mâine dimineață. Hai cu toții să dansăm, ne place să ne distrăm, să nu uităm că avem numai o viață. Hai să bem, să o facem lată, ne distrăm ca altă dată, facem de fiecare dată. Ridicăm paharele și ciocnim cu fetele, asta e la noi distracție. Hai să bem, să o facem lată, ne distrăm ca altă dată, cum facem de fiecare dată. Ridicăm paharele și ciocnim cu fetele, asta e la noi distracție. Noaptea asta facem show cu prietenii din nou și stăm până mâine dimineață. Hai cu toții să dansăm, ne place să ne distrăm, să nu uităm că avem numai o viață. Noaptea asta facem show cu prietenii din nou și stăm până mâine dimineață. Hai cu toții să dansăm, ne place să ne distrăm, să nu uităm că avem numai o viață. Până mâine dimineață. Hai cu toții
dansăm, ne place să ne distrăm, să nu uităm că avem numai o viață. Noaptea asta facem joc cu prietenii din nou și stăm până mâine dimineață. Hai cu toții să dansăm, ne place să ne distrăm, să nu uităm.